Tinerii medici și farmaciști vor primi indemnizații mai mari începând cu anul viitor. Un proiect de lege în acest sens a apărut deja în monitorul oficial și va intra în vigoare în 2020. Conform modificărilor, indemnizația unică pentru medici și farmaciști se va majora începând anul viitor de la 45.000 de lei la 120.000, iar cea pentru personalul medical și farmaceutic de la 36.000 la 96.000. Indemnizația urmează să fie achitată în trei tranșe egale a câte 40.000 de lei anual de indemnizații unice vor beneficia și absolvenții studiilor postuniversitare de rezidențiat și a învățământului profesional tehnic-medical, care și-au efectuat studiile în bază de contract sau din contul bugetului de stat și care vor fi angajați în baza repartizării eliberată de Ministerul Sănătății. Persoanele care au primit rate ale indemnizației anterior stabilite de legislație vor beneficia în continuare de rate majorate corespunzător, în timp ce pentru ratele indemnizației primite anterior recalcularea nu se va efectua.